Noua conducere a Inspectoratului Școlar Județean Gorj se pare că își ia foarte în serios atribuțiile, astfel că în această perioadă inspectorii școlari vizitează toate unitățile de învățământ din județ. Dana Constantinescu, inspectorul școlar general, a ținut să sublinieze faptul că aceste deplasări nu reprezintă un control propriu-zis, ci doar vizite pentru a vedea care este starea tehnică exactă a acestor unități școlare. Săptămâna trecută, două unități de învățământ din Cătunele, mai exact Școala Valea Mănăstirii și Grădinița, au fost vizitate de inspectorii școlari. Am fost la școala Valea Mănăstirii din Cătunele și am văzut și o grădiniță care aparține, care este arondată. Nu stau lucrurile grozav acolo. Am vorbit și cu domnul primar și cu doamna director Popescu a școlii. Tocmai ne povestea domnul primar că va începe un program de reabilitare și renovare a unității școlare și l-am rugat să mă anunțe exact când va începe această, când se va declanșa șantierul, să spun așa, să vin și eu să văd cam ce se întâmplă realmente. O surpriză plăcută pentru inspectoratul școlar în cadrul acestor deplasări a fost Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș din Peștișani. La Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș, unde am avut una dintre cele mai mari surprize, deoarece nu am știut niciodată, nu am avut, ca inspector de specialitate, nu am avut sector acolo, deci nu știam școala. Am avut foarte mari surprize să văd nivelul la care se muncește în această școală și nivelul lucrărilor, punctul în care s-a ajuns cu lucrările. Zidurile liceului au fost efectiv curățate până la cărămidă, sunt refăcute în detaliu. Fiecare sală de clasă va avea în liceu aer condiționat, au un cabinet școlar cum nu are nicio școală din Târgu Jiu, au un cabinet stomatologic cum nu are nicio școală din Târgu Jiu. Credeți-mă, le-am văzut cu ochii mei și nu am niciun fel de interes să le laud pe nedrept. Tot în comuna Peștișani, în școala primară Boroșteni, Dana Constantinescu susține că există câteva grupe de grădiniță ce arată la standarde europene. Scopul acestor controle, conform Inspectoratului Școlar Județean Gorj, este de a identifica problemele acolo unde există, dar și de a evidenția aspectele pozitive. Ca să rezum, intenționez să văd cât mai multe școli din teritoriu. Pentru a identifica eventualele probleme, pentru a aduce la lumină aspectele pozitive pe care nu le cunoaște lumea și merită să fie cunoscute aceste lucruri, pentru că este un efort, este o muncă, sunt niște bani investiți, primăriile chiar își fac treaba în aceste locuri și identificăm locuri de asemenea, la polul opus, unde aceste aspecte nu se regăsesc, ba dimpotrivă. În prezent, în mai multe unități de învățământ de la nivelul județului Gorj se desfășoară ample lucrări de reabilitare și modernizare.